Ce problemă explică când vorbește de când s-a împlinit ziua curățirii lor în legea lui Moise, l-au adus pe prunc la templu. Această curățire înainte se făcea cu sângele animalelor. Și eu v-am explicat odată, văzând Dumnezeu criminalitatea umană pe care o poate avea asupra naturii și ferocitatea pe care o mai întâlnim noi azi la concentrările astea de vânători masivi, când omori 500 de porci odată, 500 de urși odată, 500 de cerbi odată, 2000 de fazani odată, deci asta arată sadismul din om. Ura asupra creației, că doar poți să împuști unul să crapi în tine să mănânci, că nu te oprește nimeni, că de altfel le-a lăsat Dumnezeu pe pământ. Dar acea înverșunare și în Vechiul Testament era la fel de mare. Oamenii făceau orice fără de lege și duceau și scurățau. Luam vaca de funie, mă duceam la templu, îi tăiam gâtul, vărsam sângele pe altar și eu eram curat. Carnea se împărța și se mânca la săraci, cum era regula acolo. Dar noi trebuie noi să ne curățim. Nu animalele să ne curețe pe noi. Animalul nostru trebuie să-l curățim singur cu jertfa noastră, adică postul și rugăciunea. Cum spune mai târziu Hristos, acest soi de draci iese cu post și rugăciune. Deci nu mai e nevoie să omori o vaca și oaia și vițelul și mielul și așa mai departe. L-au dus pe prunc la templu, spune mai departe, să-l pună înaintea Domnului, vedeți? Să-l dea lui Dumnezeu. Deci, am mai întâlnit o expresie și mă opresc și asupra ei și îmi pare interesantă, prin faptul că acum, modern, mai nou, chiar am întâlnit ucenici de ai mei, care vin la biserică, chipurile să se spovedească și să ia cuvânt de folos, și au spus așa, ei nu-și mai botează copiii, până ce copiii nu vor fi mari și nu vor înțelege ei singuri de ce se botează și să-și aleagă religia. Da, i-am ascultat, m-am uitat la ei, m-am gândit că probabil o fi tras ceva pe nara stângă sau dreaptă de le-a venit o asemenea înțelepciune și după aia le-am explicat, fraților, zămislirea în pântecele femeii a pruncului se face de către puterea Duhului Sfânt, nu de spermatozoidul tău. Sunt mii de oameni care rămân sterpi și nu pot face copii și să roagă lui Dumnezeu și după aia au copii, ca tu să înțelegi că nu numai actul procreierii în sine creează ființa vie din pântecele mamei, ci și harul Duhului Sfânt, cum spune psalmistul, din pântecele maicii mele, de acolo m-am aruncat către tine și tu m-ai închegat ca brânza și m-ai țesut ca pânza și m-ai pus într-o cele mai adânci ale pământului. Adică un loc ascuns în trupul omului unde nu știe nimeni. Lucrul ăsta s-a crezut de către profetul David și până în zilele noastre, până acum vreo 200 de ani. Că în momentul când lumea s-a modernizat, au învățat medicii să pătrundă acolo în măruntaiele omului și să-l tragă pe prunc afară și să-l ucidă. Treaba lor, nu asta discutăm. Deci, vedeți? Acolo e lucrarea Duhului Sfânt și atunci când pruncul tău îi vine pe pământ, el trebuie să ia contact cu Duhul Sfânt. Și el primește acest Duh Sfânt și această curățire de păcatul strămoșesc și adamic, adică păcatul mulțirii trupești și păcatul morții veșnice și a blestemului veșnic a iadului pentru faptul că Adam greșise, așa spune, în Adam toți mor, în Hristos toți înviază, că atunci când copilul tău se bagă în clistelniță și se spune, se botează robul sau roaba lui Dumnezeu X, Maria, Vasile, Gheorghe, în numele Tatălui, Amina, Fiului, Amina, Sfântului Duh, Amin, tu mori și înviezi cu Hristos conform jertfei Lui de la Golgota. Și atunci, în clipa aceea, tu te-ai făcut mădular sfânt și al lui Hristos cel nevăzut din cer și al bisericii din care faci parte. Dar dacă tu îl crești până la 18 ani, ca pe o bălărie, și ca să vă dau un sfat, să înțelegeți explicația mai logică, închipuiți-vă că aveți o tarla frumoasă de porumb, ați arat, ați dat îngrășământul de bază, ați desțelenit, ați mărunțit pământul, ați trecut cu semănătoarea și ați semănat și spui așa,
Nu prășesc nici de-a întâilea, nici de-a doilea, nici de-a treilea, nu răresc, nu îngrădesc. E treaba lor să rodească care vrea și să facă porumb care buruiană îi place. Ce poți să găsești tu toamna pe ogorul ăla? Decât bălării. Pentru că toate cresc ca landala, pentru că se cunoaște că nu este mâna omului. Ei, așa e și lucrarea Duhului Sfânt. Copilul ăla, dacă moare fără botez, nu intră în Împărăția Lui Dumnezeu, neavând prezența Harului Duhului Sfânt în el, poate fi supus oricărei lucrări demonice. Noi l-am scos pe diavolul din societate. Pentru lumea modernă, drac nu mai există. Sunt invenții popești, dar în realitate iadul-i plin, geme de draci. Și văz Duhul, nu-i vedem. Ne spune Pavel, mulți sunt cei ce se luptă cu noi de la înălțime și cercetați duhurile să vedeți dacă sunt de la Dumnezeu. Lăsat precum o bălărie, fără direcție, fără credință, fără rugăciune, fără nimic, el când va avea 18 ani, sigur va fi botezat de vreo femeie. Nu va mai fi botezat de preot și de biserică, pentru că simțurile lui nu mai sunt simțuri primordiale, naive, cum le-a avut Adam înainte de cădere, ca de prunc, ci vor fi simțuri alterate. Și de ce alterate? Că și Adam, dacă era lăsat de capul lui în rai, făcea multe alte năzdrăvănii, dar Dumnezeu i-a spus, o leacă afară și îți dau eu sfințenie cu porția până te vei mântui. În momentul în care omul modern a ajuns la concluzia că botezul e o prostie bisericească, cununia e o prostie bisericească, spovedania e o prostie bisericească și mi-a plăcut expresia unei doamne. Cu ce-i mai sfânt preotul ca mine ca eu să mă spovedesc în fața lui? Vă recomand un copac secular, zic, este Teiul lui Eminescu un copou, stejarul unirii de pe dealul Zania, zic. Mergeți că este iarăși undeva la Hotin, un stejar din vremea lui Ștefan cel Mare, faceți acolo spovedania, nu-i nevoie să o faceți la preot. Dar când a ales Dumnezeu preoții și i-a pus în biserică, le-a spus ucenicilor lui, apostolilor, eu vă numesc pe voi ucenici, vă aleg, vă numesc apostoli și vă trimit în toată lumea. Ce veți lega, legat va fi și ce veți dezlega, dezlegat va fi. Și apostolii, dacă citim faptele apostolilor și epistolele lui Pavel, vedem, au trecut din cetate în cetate și au pus preoți în biserici, au creat biserică unde nu era biserică și au hirotonit și au făcut episcopi și preoți pentru mersul bisericii, că apostolii nu puteau să trăiască veșnic ca Mântuitorul 70.000 de ani. Au murit și ei de moartea lor la vremea lor și au transmis harul mai departe ca niciun neam din societate care va veni până la sfârșitul veacului să nu fie lipsit de lucrarea Duhului Sfânt. Acest preot îl găsim și în Biserica Vechiului Testament, ca să știți. Mă tot leg de lucrurile astea ca să punem în context cu ce se întâmplă astăzi în Evanghelie. Că așa era scris în legea Domnului. Orice om întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului și să se dea jertfă, precum a zis Domnul legea lui, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Le-am comentat. Și iată, era un om în Ierusalim cu numele Simeon, și era și drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Deci dacă era Duhul Sfânt asupra lui, era preotul templului, de asta avea Duh Sfânt. Nu poți să mergi la librărie să-ți iei un timbru fedeus, să-l pui pe frunte și spui, eu am Duhul Sfânt. Uite, am timbru aici, am ștampila. Lui se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și aici e foarte interesant termenul ăsta. Hristosul Domnului. Să spună Hristos al lui Dumnezeu. Nu. Când a spus Hristosul Domnului, este echivalentul cu ceea ce numim noi în Evanghelia lui Ioan la primul capitol. La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și aici avem Hristosul Domnului. Deci, cuvântul Domnului. Deci, era Dumnezeu. Nu era despărțit. Unite și nedespărțite. Din îndemnul Duhului Sfânt, vedeți, a venit la templu
Și când părinții au adus în untru pe punct să facă cele după obiceiul legii, închideți un pic pe demon în biserică, și l-a primit în brațele sale, deci el l-a primit, și l-a binecuvântat pe Dumnezeu. Asta este expresia cea mai mare din toată Evanghelia. Omul primește Duhul Sfânt de la Dumnezeu și în calitate de preot l-a binecuvântat pe Dumnezeu. Și acum eu vă întreb, considerați din ce cunoașteți dumneavoastră din punct de vedere teologic că astăzi mai există pe pământ această minune? Se mai petrece vreodată ea de atunci și până astăzi? Se petrece. În fiecare zi, la fiecare liturghie. Pe Sfântul Disc stă Sfântul Trup și în Sfântul Potir stă Sfântul Sânge. Și vine preotul, ca să vedeți, și ce face? Binecuvintează, Doamne, pâinea aceasta și o fă cinstitul trupa Hristosului Tău. Binecuvintează potirul acesta și îl fă cinstitul sânge al Hristosului Tău. Deci din clipa aceea eu ce am pe Sfânta Masă, trup și sânge dumnezeesc. Și ce face preotul? Binecuvântându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin, amin, făcând cruce peste Dumnezeu deja. Deci vezi? Omul a binecuvântat pe Dumnezeu. Asta e marea putere de smerire a lui Dumnezeu. Asta ne arată că Hristos rămâne veșnic Fiu, ne arată că Hristos rămâne veșnic Dumnezeu și veșnic se deșertează, veșnic se coboară. Era și priceasna aia lui Traian Dor, sau nu știu care scrie, în fiecare liturghie eu mă cobor din nou la voi, din nou e coasta mea împunsă și curge sângele și voi. Deci, ca să înțeleagă omul liturghia, mai pândelete pentru popular, cum se spune. Și acum urmează celebra rugăciune, care are și asta o grămadă de tâlcuri în ea, noi o să esențăm așa în două vorbe și o să înțelegem doar atât. Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace. Dacă ești Dumnezeu și ai cuvânt și mi-ai promis că voi vedea mântuirea și apoi mă slobozește, acum slobozește-mă. Spun tradițiile că în momentul în care a spus această rugăciune și a dat pruncul din mână, el s-a și făcut oase și țărână la marginea templului. A fost dus și îngropat prin Constantinopol, apoi au stat moaștele lui, nu știu pe unde, osemintele, și după aceea mai departe Dumnezeu cu mila, pentru că în 2000 de ani multe trec și se petrec. De asta v-am recomandat Sinaxarul, pentru că acolo găsiți multe date de amănunt. Căci văzură ochii mei mântuirea ta. Asta este o esență spre care trebuie să tindă fiecare om de pe fața pământului. Dacă noi nu ne vedem mântuirea cu ochii, noi chiar nu ne vom mântui. Și acum voi veți spune următoarea întrebare. Cum poate un om să-și vadă mântuirea cu ochii? Prin credință și prin lucrare. Primul lucru. Am primit taina botezului. Adică ceea ce vă spun eu este și o cateheză, nu este doar predica de azi. Asta ca să aveți idee ce înseamnă să-ți vezi mântuirea cu ochii. Deci, în primul rând, știi că ești botezat. Nașa-ți spune, eu te-am ținut în brațe la botez. Preotul te-a botezat, tatăl tău și mama ta te-a dus la biserică. Ai mirungerea sau pecetuirea cu marele mir și ai euharistia. Ție-ți rămâne mai departe să intri în rândul lumii. Adică, să fii căsătorit sau monah. Depinde cum sortește viața. Să fii spovedit și împărtășit, adică să guști taina pocăinței, să nu stai cu păcatele în tine și să mănânci pe Dumnezeu. Ce spune? Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua, numele Domnului voi chema. După ce ai făcut lucrul acesta, prin puterea lucrării preoțești, alții ajung și preoți, deci au și taina asta, tu permanent transpari cu Dumnezeu, depunând efortul de a nu pierde legătura cu Dumnezeu. Iar la sfârșitul vieții tale, guști taina.
M-a învrednicit îngerul, că nu eu eram vrednicul, să văd doi oameni care au murit în credință și au văzut mântuirea cu ochii lor. Prima era o bătrână, voinicuță, așa o chema Florentina. A venit nora ei și mi-a zis așa, părinte, mama e cam slabă, vrea să treceți să o împărtășiți. Eu tânăr și căscat, nu știu ce am făcut, și mi-am adus aminte seara după 8-9, zic, băi, n-am împărtășit femeia, dacă moare neîmpărtășită. Era prin 90 ceva. M-am sculat dimineața la 5, am făcut rapid proscomidia și liturghia, zic să termin până se face ziua, că sigur va apărea femeia aia. Mi-a spune, a murit sau a trăit? Așa a și fost. Când am terminat liturghia, femeia era deja în biserică. Părinte, vreau să veniți urgent că mama este în comă. Mă gândeam eu în sine mea, ce să mai faci la un om în comă? Dar zic, mă duc. Mi-am luat sfintele la gât, cum se pun ele acolo în cutiuță și se bagă cu curelușa aia, ca nu le poți purta oriunde decât la inimă. Mi-am luat cizmele și hai, pe ulița satului, dă-i drumul la bătrâna acasă. Când am deschis ușa casei, în mod vizibil, ea cum stătea întinsă pe pat și fix a spus că e în comă, ea a scos exact această expresie. Ce bine a venit popa! Părinte, grăbește-te că plec! Atât a fost cuvântul. I-am dat sfintele în gură, am strâns totul de pe masă, i-am făcut rugăciunea, i-am citit acolo cum se citește la sufletul care se luptă cu moartea, a durat 10 minute, am schimbat cu ea două vorbe, dar în timp ce stăteam eu și împachetam acolo, mie mi s-a părut că ea parcă s-a mai lungit o leacă. Zic, bă, parcă era mai mică baba asta, cum s-a făcut așa lunguță? Parcă era cu vreo 10 cm mai lungă. Și îi spun lui fiică sa, zic, pune mâna pe tante să vezi ce face. Și îmi spune, puteți să trageți clopotul că deja a dormit. De ce n-a murit atunci noaptea? De ce n-a murit cu o zi mai înainte? De ce n-a murit cu un ceas mai devreme? Pentru că omul care a trăit în credință nu pleacă fără merindea veșnică la drum, fără Dumnezeu. Asta este marea taină. Deci asta este marea taină a creștinătății, în care, în momentul în care ai murit cu Dumnezeu, ți-ai văzut mântuirea cu ochii.